Lifehack-uri pe care neapărat trebuie să le știi. Vă salută Cristi, sunt la Constanța, vechea cameră. Ce amintiri. Hai să ne uităm la niște lifehack-uri. Ok, deci, da, în caz că nu avem o cărămidă și avem cumva vreo 300 de creioane, putem să facem asta. Punem niște... What? Ce se întâmplă? Ce pune acolo? Da, ok, și un flex și sunt 100% convins că o să... Faci chestia asta, da, ok, și o să se vadă interesant, înțeleg, ok, acum e o cărămidă interesantă, yay, foarte tare, în primul rând se și scoate de acolo cel mai probabil, foarte lejer, și în al doilea rând, da, nu știu, multă muncă degeaba, bun, ce avem aici, ok, deja m-a pierdut complet, dar cred că vrea să fac un leagăn, nu? Practic a pus un șurub într-un lemn. Și a pus și niște... Wow, cuțitul ăsta e foarte ascuțit. Vreau și eu unul. Ok. Da, și stricăm un cutter. Nu uitați să nu faceți asta, pentru că cel mai probabil cutterul e al lui Tactu și are nevoie de el. Ca să faci... Ca să tai mult mai ușor. Da, super. Poți să-l tai și fără să faci toată nebunia asta, fără să rupi lama de la cutter. Adică bine, nu o rupi, eu am doi, dar mă rog. Bun. Astea-s lifehack-uri așa mai de oameni îndemânati, bineînțeles, pentru că... da, ok, super. Și ai făcut ce? Bun. Ce asta, silicon? Ok, cutter-ul nu taie geamul, doar întoarce-l pe cealaltă parte și o să taie. Da, de cele mai multe ori lumea greșește făcând chestia asta și cu cuțitul normal. Și ce zic, dacă nu prea taie pe partea bună, întoarce-l pe cealaltă parte să vezi ce ușor taie. Ok. Nu iese șurubul. Bagă un alt șurub lângă și o să iasă easy peasy. Dar mai era un lifehack, tot ceva de genul. Dacă voiai să bagi un șurub în colțul unui lemn și cum făceai? Eu mă uit la lifehack-uri, dar le și uit. Mă rog, poate-l vedem în videoclipul acesta iarăși să ne amintim. Ok. Și am făcut mare cable management. Nice. Bun, punem o piuliță, un șurub. Acum băgăm în bormașină și... Bine, mă. Bă, dar vezi, chiar trebuie să fii meșter adevărat, frate. Să te gândești în primul rând la lucrurile astea. Ok, băgăm o pensulă, o tăiem cu fierăstrău. De ce nu? Băgăm bormașina în ea, sigur. Și acum ce? Ok, vezi că e smart de tot. Dacă ai ceva de vopsit, poți să faci asta, mult mai lejer. Bine, poți să-i dai cu vopsea, știi, frumos, ai împrăștiatul și după îi dai cu pensula. Dar așa, îl ai mereu acolo, știi ce zic? Bun. Ce ar trebui să iasă din toată nebunia asta? Vreau să facă... ok. O masă care vibrează, super. În caz că ai ciment și nu prea știi cum să-l întreții, trebuie să construiești mai întâi o masă care vibrează și o să poți să-ți întreții cimentul destul de bine după. Wow. Dacă vă întrebați de ce mă uit la genul ăsta de lifehack-uri, e că trebuie să devenim bărbați la un moment dat în viața asta și trebuie să învățăm să devenim și noi mai... Bărbați, adevărat, știi, să știm să lucrăm cu o bormașină, cu un lemn. Trebuie să învățăm. Ok. Dar ce faci aici mai exact? Am pierdut firul. Toată ingineria aia doar ca să bați cuiul ăla sau șurubul ce naiba era mult mai easy. Ok, ia să căutăm noi alte lifehack-uri că astea ne depășesc puțin. Ia, ce avem aici? Ups, ce s-a întâmplat? Care-i greșeala, gen? Care-i problema? Ce s-a întâmplat? Ok, da, nu urâți și voi când vă intră ața de la ceai înăuntru. Oh my god, trebuie să bagi și te uzi și e nașpa. Nu e atât de rău. Ok, de ce pui lucrurile astea pe laptop? Cu ce te ajută?
Wow! De ce? Să nu uiți unde pui cablurile respective. Bro, dar nu sunt atât de multe mufe, știi ce zic? Adică e clar, și ăsta poți să dai seama că e cablu de net. Ăsta 100% poți să dai seama că aici îți bagi căștile. Și aici, orică e una, orică e alta, că intră mouse sau de ce mai ai tu nevoie, tot într-o parte, adică nu înțeleg. 40% din 80%, mamă, deci mereu uit rezolvarea la chestiile astea. Neapărat trebuie să învăț asta o dată pentru totdeauna. Deci 40% din 80% încerc să fac fără rezolvarea asta. Deci 50% e 40, așa că 40% ar trebui să fie un 30. Ia. Deci tăiem 0, 4 ori 8, 32. Zi-mă că așa se face. Eu nu pot să cred. Dar cred că merge numai dacă ai 0 și 0 aici în părți. Că dacă ai gen 12% din 73, știi, nu cred că merge să le tai pe alea pur și simplu. Adică pare logic, nu? What? Ia să vedem ce mai avem pe aici. Îmi pare rău, probabil vă relaxați gen de la școală, intrați pe YouTube și iarăși faceți școală, dar na, probabil sunt niște life hack-uri să-ți fie mai ușor la mate. Ok, oricum am trecut de momentul ăsta. Ok, sigur funcționează pentru că ai lipici pe postiturile alea, dar ce-ar fi să iei tastatura și să faci așa? Știi ce zic? Sau așa? S-a dus tot. Bun, deschidem pachetul de noodles. Ah, da, super. La ce ne trebuie boluri? Punem și tastatura deasupra, că da, are sens. Și acum, ei, poți să mănânci imediat la birou. Astea sunt life hack-uri când ai o sesiune de aia de gaming groasă, rău de tot, de nu poți să te ridici de la birou. Stai cu noodle pack-ul frumos aici lângă tine. Tu încă te joci cu mână, deschizi ăla, faci, ai deschis pachetul frumos, bam, ai turnat apă în el. Ce mai contează că ai dat cu apă fiartă pe jos? Spui tastatura deasupra și în 5 minute mănânci noodles, știi ce zic? Și n-ai lipsit de la calculator. Foarte, foarte smart. A, cum să faci linii perfect drepte? Doar lipește-ți un marker de o mașinuță, de mașinuța fratelui tău mai mic. Da, nimeni nu zice acum că tu murdărești masa acolo. Da. Ce mai contează? Life hack. Bun, vreau să-mi fac o cafea, dar de ce nu o să-mi pun un ou în cafeaua mea? Zi-mă și economisești timp. La pariu ce se întâmplă aici? Se face un ou fiert, pentru că e atât de fierbinte cafeaua aia încât se face. Dar nu știu dacă aș vrea să mănânc un ou fiert făcut în cafea, știi ce zic? Cred că asta se întâmplă, nu? Scoatem ou și e fiert, cel mai probabil. Iuhu! Și n-are gust de cafea. Sigur lasă niște gust de cafea, un aftertaste de la ceva. Da, eu o să prefer să-l fac în apă, ou fiert. Nu mă deranjează să aștept 8 minute sau cât durează. Ok. Da, bine, noi nu folosim chestie de asta. Bine, cu toate că am mai văzut, dar destul de rar. Deseori am văzut că toată lumea folosește și foloseam și eu picul, frate, pic. Frumos, dai așa cu picul pe deasupra și aia a fost. Nu eraser de la. Ok, ce se întâmplă? Bei apă și stropești pe tine. Sigur, cine bea apă așa, prietene? Ce se întâmplă? De ce bei apă în felul ăla? Fata se uită la tine și e scârbită că bei apă ca un idiot. Bun. Și ea deodată își construiește o cutie. Ia un... Ok, da, toate lucrurile astea le are în ghiozdan. Să fiți atenți. Pune lipici. Ok, bam. Ce mama măsii a construit aici? Wow, foarte ușor. A construit asta în doar 15 secunde, de când l-a văzut pe colegul ei neajutorat că nu știe să bea apă. Nici problemă, a construit tot dispenserul ăsta de apă pentru prietenul ei idiot, care acum, bineînțeles că știe să bea apă dintr-un pahar. De ce nu știe să bea dintr-o sticlă, dar știe să bea dintr-un pahar? N-are niciun sens, dar ok, e destul de interesant. N-ai ce să faci, sora mea. N-ai ce să faci, nu poți să-i ajuți la nesfârșit pe idioți. Idioți o să rămână idioți. Bun, punem o foaie de hârtie, desenăm un curcubeu fără culori, cel mai probabil. Punem niște folie de aluminiu și acum ce se întâmplă? Ok. Da, chiar facem un curcubeu. Culorile curcubeului, perfect. Dăm cu niște apă. Mamă, și cred că o să vadă...
efectul la mișto. Sincer, mă așteptam să iasă mai bine. Ce a fost asta? Puțin dezamăgit, chat. Puțin dezamăgit. La ce m-am uitat aici? Vă dați seama că oamenii ăștia au vreo 30 de ani? Și uitați-vă la ei, au coșuri false pe față. Se cred în școală. Wow, ce drăguț. E pentru mine? Da, e pentru tine. Wow. Ce life hack minunat. Dacă aveți și voi mizerie pe bancă și o colegă vă dăruiește un desen făcut de ea, nu se întâmplă asta niciodată. Și dacă se întâmplă, sunt șanse de 0001% șanse să se întâmple. Ce faceți? Îi spuneți mulțumesc și probabil înfiripați acolo o relație frumoasă? Sau vă ștergeți gunoaiele de pe bancă cu desenul fetei și nu o să mai primiți niciodată niciun desen de la ea și nici nu o să vă mai bage în seamă vreodată. Ce alegeți? Da. Ce face acum? Ce înseamnă asta? Glumesc. Deci a luat doi omul meu. E cam supărat. Da, de ce nu? Ok, tu chiar ai beef cu colega ta de bancă. Nu înțeleg de ce. Bun, și acum bineînțeles, ea e colega de bancă care rezolvă toate problemele. Ce life o să-i dea acum? O să îi dea caietul ei de la meditații ca să ia și el niște note mai bune? Sau o să facă un life cum să copieze? Ding, 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 cel mai probabil a doua variantă. Haideți să vedem ce mai vreau să facă. A, se întinde după hârtia lui mototolită ca probabil să-i arunce înapoi în cap. Ia, ce life face fata mea? Se dropează din cer niște paie, ce urmează să faci? Bun. Frânghie. Deja e totul foarte complicat. Pune niște scoci, ok, ce urmează să se întâmple? Zii, mă, ce și-a făcut? Și-a făcut o mână complet utilizabilă de la distanță. Ok, a luat testul. A, în loc să te ridici după mototorul ăla de hârtie, mai bine faci toată chestia asta. Wow. Wow, wow, wow. Și-a făcut asta. Bravo, mersi, mersi, mă, mersi, du-te. Îi dă brânci pe geam. Vai de viața mea, la ce m-am uitat. Bun, ești în detenție, nu știi ce se întâmplă. Scrie-mi asta de 1000 de ori. Asta nu e atât de relatable pentru noi, pentru că la noi nu există detenție, știi ce zic? La americani este. Dacă ești rău în școală, ai chiulit sau și așa mai departe și te prinde profesorul, poate să te trimită în detenție. Ce înseamnă detenție? Locul ăsta, sala asta de clasă unde te duci, unde stai după ore, de fapt o oră, două, și trebuie neapărat să stai acolo, știi, ca să te disciplineze oarecum. În fine, ia să vedem ce se întâmplă aici. Ce life-uri avem de detenție? Da. Ok, lipim 5 marcare ca să scriem în același timp. Wow, foarte smart. Nu e ca și cum nu ne dăm seama că scrii cu chestia aia. O să-și vadă profesorul, zic, ia uite culori diferite, băi ce fată bună. Ia ieși afară din sala asta că ești mult prea bună pentru mine. Ia, cum să desenezi un cerc perfect? Sincer, vreau să știu și eu. Cum faci chestia asta? Fără compas, bineînțeles. În primul rând, nici nu poți să folosești un compas la tablă, știi ce zic? Pentru că, na, compasul are un de-aia de creion. Abar n-am despre ce vorbesc aici. Mină de creion sau nu știu cum se numește. Ok, bun. Luăm două creioane. A, deci cum faci să desenezi un cerc perfect, dar pe foaie, nu pe tablă? Eu credeam că ne învață cum să facem pe tablă, frate. Păi nu are niciun sens așa pe foaie. Doar cumpărăți un compas. Ok, dar dacă nu avem un compas, bineînțeles, putem să folosim trei creioane. Le atașăm între ele cu elastice și practic ne-am făcut un compas. Yay, ce idee. Mai bine îmi cumpăr un compas. Wow, felicitări. Ești foarte fericită. Wow, și profesorul zice, incredibil, l-am văzut așa cerc în viața mea. Ok, mai multe life-uri pentru matematică. Nu pot să copiez de la colegul din spate, care clar știe tot. Colega din spate, scuze. N-ai voie cu telefonul. Nu mai spune. Chiar mă gândeam că pot stau cu telefonul cu răspunsurile în față în timpul testului. Ce life-uri avem acum? Ca să vă zic eu un life-uri bun, cum copiam eu la școală, stăteam cu telefonul pe picior și stăteam, bineînțeles, cu capul sus și doar mă uitam așa în jos. Mă dureau ochii, știi că te uiți cam la limită cu ochii în timp ce stai cu capul sus, dar nu poți stai așa cu capul în jos, că după atrage atenția asupra ta. Stai așa frumos, cu mâna aici, te uiți la profesor, faci contact vizual cu profesorul și doar atât. Quick
te uiți în jos pentru răspunsul. Și dacă vine la tine, nu te panichezi. Trebuie să-ți păstrezi calmul cât de mult poți și să ascunzi telefonul. Faci cumva să-l ascunzi. Acolo ești pe cont propriu, nu mai poți să te ajut. Eu făceam diferite situații. Ori îmi ridicam piciorul și aveam telefonul pe picior, diferite chestii. N-am fost prins niciodată, apropo. Dar da, bine, sfatul meu e să nu copiați, decât să treceți prin toată această nebunie, prin toate emoțiile astea, ca să luați un 5, că mai mult nu luam. Mai bine învățați. Și ce zic? Mult mai bine. Da, ok, bun. Pune telefonul pe... Ok, bun, cum mai vezi? Și vedem... ok, smart, bine, dar poate și profesorul ăla, dacă se plimbă printre bănci, să vadă că e ceva în regulă cu telefonul tău și o să trebuiască să-l închizi. Și după cum îl mai deblochezi, știi ce zic? E complicat, e un life care nu prea merge, sora mea. Pikachu, ok, cum îl desenăm? Sau, trebuie să-l desenăm pe Pikachu, ok. Ce life avem? Ia. Bosule, ce copiezi? De ce te uiți la colega? Dacă tot trebuie să-l desenezi pe Pikachu, nu ai în fața ta gen modelul perfect, de ce te uiți la colega? Ce frumos. Foarte, foarte frumos. La desenat la perfecție, aș putea spune. Tot ce ai făcut, prietene? Epă ele, a desenat totul. Și acum intră life-ul. I-a făcut o românească, i-a tras ăla pe dreapta, a zis, e al meu. Și scrie pe folie, deci nu îl fură așa pur și simplu. Nu îl fură pur și simplu. Colega, bineînțeles că s-a ridicat și nu știu unde a dispărut. Și acum are desenul lui pe folie. Yay! Incredibil! Doamna profesoară, dați-mi și mie 10, că acum am un Pikachu perfect. Bă, voi v-ați prezentat vreodată toate desenele la desen? La voi chiar conta desenul? Pentru că vreau să vă zic cum era la noi. Nu era nimic. Nu era nimic ora de desen. Trebuia să prezentăm la final blocul de desen. Ia să vedem. Săptămână de săptămână aveam câte un desen nou. Eu n-am avut bloc de desen. Tot liceu. Oh my god. Și ce medie credeți că am avut? 10! Cum e posibil? Abar n-am. Desenul e viața mea. Bă, și chiar eu știu să desenez. Adică desenez foarte bine. Ora de nici nu eram prezent la ora. Bineînțeles, dacă ești la o școală de arte și așa mai departe, se pune foarte tare accentul pe treaba asta. Trebuie să-ți prezinți blocul de desen, trebuie să-ți arăți toate desenele. Și cel mai probabil, dacă ești la o școală de arte, îți bați capul cu așa ceva. Adică nu o să fii la cafea în timpul orei de desen, cum sunt unii huligani. Doamne, dai ar naibii. Ok, ce se întâmplă aici? De unde o să găsim un fermoar? Ca să punem în jurul... În jurul la ce? În primul rând, ce e aia? Ce ar trebui să fie aia? O sticlă? Cred că e o sticlă. Oh, ok. Și acum avem un țaca-paca, un digi-digi, dacă e, un loc special de pus lucrurile pentru ora de desen. Dacă ești un om creativ și te duci la desen, clar. Ok, bun. Ce vrea să însemne asta? Ăstea deja nu mai sunt la... Wow! Wow, la ce mă uit, ce s-a întâmplat. Vreau și eu să-mi iau zborul. Cum fac așa ceva? Cum să-ți faci un jetpack? Ok, bun. Da, ai două rigle. Ce faci? Bro, eu nu pot să cred că ai făcut asta, gen. Ai auzit vreodată de echer? Ce? Nu te descurci să-ți... Ok, bun, ce se întâmplă? Pac. Wow! Amazing! Dacă ești un antisocial și chiar nu poți să discuți cu nimeni, cu niciun om să te ajute, poți să folosești o agrafă și să-ți pui brățara singur sau singură. Sau poți să întrebi pe cineva să o pune, știi? Nimeni nu o să-ți dea în cap cum parcă i-ai întrebat, hei, poți să-mi pui și mie brățara la mână? Bun. Avem două creioane. Luăm o brățară, bam! O brățară, hai că mai știu să mai vorbesc. Da! Cum să spargi semințe mai ușor la școală? Ca
ca să nu te audă profesorii, folosești, le spargi în stil școlar, știi, cu rechizitele. Când te întreabă marketa, ce faci cu rechizitele tale? La ce ai nevoie de atât de multe lucruri? N-ai nevoie de un pix și un creion? Nu, mamă, am nevoie de 3 creioane, am nevoie de elastice, am nevoie de penar. De ce, mamă, uite, sparg și o semințe ca lumea la școală, bă, dacă chiar nu te gândești puțin la viitor copilului tău, cum mai spargi o semințe la ora de desen? Bun, de unde luăm toate brățările astea? Ce vrea să însemne chestia asta? De ce? Adică, da, bine, pot să înțeleg ideea, e interesant. Cam ocupi mult loc din oglindă, deci nu prea te mai vezi, adică o să te chinui să te mai uiți. Ok, luăm niște hârtie, bam, bam, unduim de 70 de ori, bam, 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 bam. Mai lipim o singură dată la final și acum punem doi ochi și avem un prieten! Yay! Cum să-ți faci prieteni adevărați când poți să ai prieteni hârtie? Wow! Și acum te întrezi cu prietenii tăi. Oh my god, vă faceți prieteni hârtie? Oh, nu! A câștigat! Yeah! Oh my god! Nu uitați să mă uitați la un clip.